În cadrul serviciului a fost format Centrul de Analiză Integrată, care practic lucrează 24 din 24. În cadrul acestui centru se concentrează informații atât din surse închise cât și din surse deschise, care ulterior zilnic, între orele 10 și 11, sunt puse pe masa beneficiarilor președintele Republicii Moldova, prim-ministru și președintele Parlamentului. Plus la aceasta, Centrul de Analiză Integrată prezintă materiale tematice care țin de pericole referitor la securitatea statului. Pe parcursul anului 2014-2015, în rapoartele prezentate la Parlament, Guvern, Consiliul Suprem de Securitate, a menționat că prin legea 59 din 29 martie 2012, privind activitatea specială de investigații, SIS a fost exclus din lista organelor de forță privind controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale estorcate. Asta a fost legea 59 din 29 martie 2012. Da. Care a intrat în vigoare la 8 decembrie 2012. Acest drept îl are doar subdiviziune specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și ale CNA. Articolul 18.4 al legii susvizate. SIS-ul nu este inclus în această listă. În rest, monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informație financiară se face doar în cazul unui dosar penal, care articolul 18.3. După cum cunoaște, serviciul din fericire nu are urmărire penală și de 2 ani de zile cerem susținerea Parlamentului pentru aprobarea unui pachet de legi care ar permite să efectuăm investigații și să asigurăm securitatea națională, inclusiv cea financiară bancară, în afara urmăririi penale. Cu părere de rău, stimați deputați, considerați că așa e mai bine, cum este. Mai mult ca atât, unii deputați mi-au reproșat că serviciul și așa are prea multe atribuții, iar acordarea mandatului de securitate va crea premize pentru investigarea de demnitari de rang înalt. Dar vreau să vă asigur că serviciul în cadrul investigațiilor ține cont doar de riscuri și pericole, iar în fața legii toți sunt egali, indiferent de statut social. Experții europeni au exprimat nedumerire de faptul că în condițiile șirului de pericol adresa Republicii Moldova, separatismul transnistrean, criminalitatea organizată, corupție extinsă, insecuritate energetică, fraudarea mijloacelor publice, serviciul de informații și securitate nu deține instrumente legale pentru intervenire. Sectorul bancar este doar un exemplu ce pronunță ca lacună legislativă atribuirea în sarcină altor organe garantarea eficienței măsurilor SIS. Situația actuală impune ca serviciul să fie delegate pârghii eficiente de intervenire, prin modificarea cadrului legal și o susținere din partea politicului, care să-i permită să dețină nu doar pârghii de depistare și prevenire, dar și de contracarare a pericolului în adresa securității naționale. Totuși, indiferent de faptul că legislativul se grăbește încet să susțină efortul SIS-ului, în contextul reformării instituției, prin adoptarea acestor acte legislative care ar face ca SIS-ul să fie o structură puternică, Corpul de Ofițeri al Serviciului de Informații și Securitate își face cu cinste datoria pentru asigurarea securității cetățeanului și a țării. Mulțumesc!